În data de 22 ianuarie 2021 a fost confirmată prezența virusului pestei porcine africane la porcii din exploatația comercială deținută de Sece Nutricomesa, ferma 3 din localitatea Modelul Județul Călăraș. Exploatația de porci este o fermă comercială de creștere și îngrășare suine în care sunt deținute până la 19.900 capete de porci. DSVSA călăraș prin serviciile de specialitate a intervenit în regim de urgență la data când s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de liberă practică, fiind recoltate probe sub control oficial cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africană. Până la confirmarea bolii, exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport. În data de 22 ianuarie, Centrul Local de Combatere a Bolilor, județean Călăraș, s-a reunit în ședință extraordinară, iar în urma dezbaterilor prin majoritate de voturi, a fost aprobat prin hotărârea instituției prefectului planul de măsuri de combatere a pestei porcine africane în exploatația de suine administrată de Sece Nutricomiesa. Controlul și combaterea bolii, inclusiv măsura de ucidere și ecarisare prin metodă alternativă de îngropare, va fi zilnic efectuată sub supraveghere sanitară veterinar oficială, cu aplicarea în tocmai a măsurilor stabilite prin programul de combatere a bolilor și a prevederilor stabilite prin manualul operațional de intervenție în pesta porcină africană. DSVS a Călăraș ține să informeze populația sub aspectul măsurii de ecarisare prin îngropare că aceasta este o măsură admisă de legislația în vigoare în caz de epizotii, în baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de instituțiile abilitate în scopul aplicării cât mai rapide a măsurilor de combatere a bolilor, măsură prevăzută de legislația în vigoare. Pesta porcina africană este o epizootie care afectează doar porcul domestic și mistrețul. Pesta porcina nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social cât și economic. Până la stingerea oficială a bolii pe teritoriul localităților definite în zona de protecție, modelul și tonea și zone de supraveghere, radu negru, roseți, călăra și coslogeni, este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, a și a de gravi. Mișcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul DSVS-a călăraș, în baza notificării medicului veterinar de liberă practică la nivelul localității.